cum au scumpit ăștia pâinea, mă, două ore în trei luni, bine da, că a renunțat la ea. Știu. Gaz nu mai plătim, acum ne mai rămân bani și din concediu. Da, da, da. Salut, salut, ce faceți? Ce-i supărat, Nicule? E, de ce-i supărat? Că nu mai poate mânca. Ce ai, bă, ți-ai fost la dentist? Ți-o pica dință. Mai rău, am fost la nutriționist. Da, ci că i-au ieșit rău analizele la ficat. Dădea ala cu mouse-ul la ecograf, de zici că era matis cu cauciucuri de vară pe pârtia. Ficat gras. Da. Mi-a scris pe analize la final, zice, poate să conțină urme de ficat, auzi la el. Da, de la Pălincă, uite-te. Și ce ți-o zis să mănânci? M-o trimis direct la păscut, mă. Nicu, dacă nu te ții nici de dieta asta, chiar te trimit la pășune. Parcă n-ar fi destul cât îl ții în lesă. Dar ce ți-o zis să mănânci? Bă, tu n-auzi că m-o trimis la păscut, să mănânc, să pasc. Baby carrot, germen de lucernă, avocado, quinoa. No, de astea ce spun grădină pe la mica. Hai, mă, Nicu, mă, ești culme, mă. E, ce nu m-ai întrebat pe mine? Bă, am eu o dietă cu care în două luni de zile minim 10 kg dai jos. Da, pe la tine e chiar, se și vede. Bine tu, nu m-am apucat încă. Și ce nu trebuie să mănânci în dieta asta? Asta e și farmecul la dieta asta. Bă, poți să mănânci orice. Extraordinar. Da, numai nu, trebuie să mănânci la ore fixe, să nu mănânci ptită, paste și multe proteine. Bă, dar e bună dieta asta și nu cred că e greu de ținut. No, nu e greu. No, bine, trebuie să-ți cântărești mâncarea. Bă, o masă trebuie să aibă așa maxim 250 de grame. Cam cât îți intră în palmă? Ce bine e că eu am palma mare. Măcar palma ai mare. Și când te apuci? Să vă apucați împreună? Da, mă, hai să ne apucăm, să fim șogor și la dietă. Bă, eu am zis că încă o săptămână mai stau, mănânc ce-mi poftește inima și după aia. Dar când ai zis asta? De revelion. Bine, mă, acum ideea e că eu am și cu glanda. Da, 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 toți avem cu... Bine, mă, dacă vă zic... Bă, dacă tu te bagi în dieta asta, mă bag și eu, că nu pare a fi greu de ținut. Tu, mami, știi că eu mânc maxim de 3-4 ori pe zi. Da, între mese. Da, așa de curios, cât eu... costat consultația asta la nutriționist? Stai, că înainte m-au trimis să-mi fac analize. Analizele au fost trimise în Germania, la laborator, ca ăștia niște scule performante. Între timp, pe mine m-au trimis nutriționistul la un expert în fitness, trainer personal. M-au trimis la psiholog. Vai de capul meu. Bine, dar cât i-a costat? Nu mult. Nu a fost mult. Pe lună, cam... 3-4 mii de euro. Până în 5 mii de euro. Cât? Păi oricum ei au și magazinele lor personale. Și am primit și card de membru. Nu găsești produsele astea în orice magazin. Da. Au numai specializat și ne-au dat 3% reducere. Că suntem membru, card de fidelitate. Sper că n-ați pus botul. M-am acceptat. O lună. Păi știi cum e? În vremurile astea, că ții dieta, că nu ții, tot mor de foame.